препаратели синтента ноли фолосим, шила череш, шила шила мер, пер, фер препаратели синтента, у системы интеграта ну пос. Ну и не консультуем контину ку репрезентанции дела синтента. Орче întrebare теоретика не ламурим împreună. Destul de reușit. Anul trecut am avut destul de dificultăți la capitolul protecția la păr și practic echipa Syngenta a venit pe loc și ne-am uitat care ar fi soluția pentru a avea o reușită. Ei au venit și ne-au recomandat pe câmp. Inclusiv și la grâu am avut un soi, un hibrid care era mai sensibil la boli. Dumnealor au venit cu sugestie de 2-3 preparate și practic am reușit fără o recoltă de peste 9 tone pe un câmp experimental. Adică ei rezolvă nu doar prin teoretic, dar și chiar și practic, avem direct la loc dacă avem probleme. În culturile de câmp folosim atât erbicidele cât și fungicidele. Și printr-un chiar ne bazăm destul de mult la grâu, orz, la fungicidul Altosuper. Are o acțiune exclusivă. În sistema de protecție la viță de vie, așa preparate ca Pergado și Ridomil Gold, nu putem chipui o sistemă fără ele. Nu de mult am plantat părul, un dăunător, cel mai important dăunător la dânsul ei, puricile melifer, fără voleam targo, sistema este fără sens. Și, desigur, la cireș, anul trecut am utilizat preparatul Switch, foarte bine mi-a plăcut, fiindcă chiar în condiții de ploi, cireșele m-au crăpat, așa au rămas fără putregai. Preparatul Switch îl folosim și la struguri de masă, desigur. Practic, la fiecare cultură, câte un, două, trei preparate care obligatorii le folosim în sistema noastră de la Syngenta și care sunt sigure.